Bună dimineața! Nu știu cum ați dormit voi aseară, dar eu am dormit rău. Poate că am dormit amiază-ți și nu s-o obișnuit să dorm. Mă bucur să fiu în dimineața asta și înainte să împărtășesc ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă, vreau să felicit familia Ilie pentru curajul de a face al treilea copil. Domnul să-i binecuvinteze încă o dată. Și să atrag atenția familiei extinse și prietenilor lor că acest copil are nevoie și de voi în creșterea lui. Amin. Ziceți amin pentru prieteni și familia lui Costi. Așa. Aș vrea să vă invit să fiți atenți un pic și dacă aveți Biblie, telefoanele sau tabletele, să deschideți Biblia împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, capitolul 6. O să citim doar câteva versete. După aceea, Iisus a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Paștele, praznicul iudeilor, erau aproape. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el. Și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești. Dar ce sunt acestea la atâția? Iisus a zis, spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pește, câte puțin? Nu. Cât au voit? După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi, strângeți firimiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat, deci au umplut 12 coșuri cu firimituri care rămăseseră din cele 5 pâini de orz după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. În dimineața asta m-am gândit să împărtăcesc niște frământări ale mele în ultima perioadă și mi-am dat seama de faptul că de foarte multe ori în ultima perioadă, cel puțin în dreptul meu vorbesc ca să nu generalizez, de foarte multe ori constat că oamenii sunt în frământare. Lumea e în război. Valul 6 sau 7, nu mai știu cât a început. Multă lume are COVID, multă lume intră în frică de a nu face din nou această boală. Sigur că dacă ai avut COVID, cum am avut eu și familia mea, zici, domnule, e o simplă răceală, să nu aruncați cu pietre. Sunt oameni în anturajul meu care când au făcut COVID au zis, omule, am fost sigur că voi muri. Și în mijlocul acestor circumstanțe, în mijlocul acestor frământări din toate punctele de vedere, nu știu câți dintre dumneavoastră știți fenomenul inflaționist sau îl simțiți când mergeți la cumpărături și când vezi toate lucrurile astea spui, n-are rost. Oare ce o să facem? Oare ce o să fie la iarnă? Oare ce o să fie în primăvară? Și mereu și mereu ne ia cumva valul acesta în a ne duce tot de mai jos în deznădejde, în descurajare, în nu mai am chef de nimic. Câți dintre dumneavoastră v-ați gândit măcar o dată în vara asta n-am chef de nimic? Măcar o dată te-ai gândit. Însă ceea ce vrea să ne transmită Dumnezeu prin acest pasaj, prin această înmulțire a pâinilor arhicunoscute de noi, este faptul că tu ca și creștin,
tu ca și om care umbli cu Dumnezeu, nu ai voie să-ți ghidezi viața după principiile după care lumea se ghidează. Am văzut un documentar, vine foamea. Am văzut un filmuleț pe TikTok, știu că voi n-aveți, și băi, să vezi ce o să se întâmple, să vezi supraîncălzirea, să vezi și cumva te lași copleșit de tot ce vezi în jurul tău, mai puțin să te uiți la cine este Iisus în viața ta, ce a făcut Iisus în viața ta, ce va face Iisus în viața ta, pentru că ești prea copleșit de ce spune știrea, ce spune vecinul, ce spune colegul la muncă, ce spun temiri, ce circumstanțe. De prea multe ori uităm să ne bazăm pe ceea ce Dumnezeu spune în cuvântul Său. De prea multe ori suntem luați de circumstanțe și de valori astfel încât când e vorba de a te încrede în Domnul, zici, stai să mai am eu un gând, să-l mai sun și pe Vasile. Și de foarte multe ori am văzut în viața aceasta, sau cel puțin în anul acesta, că atunci când vine o problemă mai gravă și când ajungi să epuizezi toate arsenalurile tale de rezolvare a problemei, bă, hai să mergem la biserică să se roage frații. De prea multe ori, ultima ta opțiune rămâne Dumnezeu. De prea multe ori, ultima ta opțiune rămâne... Poate asta e că Biblia spune că El va purta copiilor Săi de grijă. Stai mă că Biblia spune că El va da vindecare. Stai că Biblia spune că unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, este și El unde? Unde? Numai unii dintre voi știți, Biblia este prezent în mijlocul lor. Este prezent acolo. Însă circumstanțele vieții te fac să omiți poate cel mai important lucru. El este prezent acolo. El este interesat de problema ta. Și după ce se gata povestea, după ce ți-o trecut valul, după ce ți-o trecut emoția, unde te duci? Înapoi la resurse. Dar altele decât cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că zice cuvântul lui Dumnezeu în Luca 6:45 și mă puteți verifica. Omul bun scoate ce? Lucruri bune. De unde? Din vistieria. Care vistierie? Bună a inimii lui. Omul rău scoate lucruri de care? Rele. Din vistieria rea a inimii lui. Căci de unde? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun ce scoate? Scoate lucruri bune. Omul care umblă cu Dumnezeu ar trebui să scoată cuvintele lui Dumnezeu. Care sunt alea? Căci eu am gânduri de care? Bune! Îmi place atât de mult imaginea asta, căci eu știu gândurile care am cu privire la voi. Care sunt gândurile astea? Sunt gânduri de pace. Săracul ăsta nu știe că la 400 km nord de unde suntem noi, e război, v-ați gândit voi acum. Dar Biblia spune și noi o credem pe cuvânt. El are gânduri bune pentru noi. El are gânduri de pace pentru noi. El are gânduri de a ne ajuta să înțelegem că El are un scop cu viața noastră. Foarte bine cunoscută, realitatea vieții noastre spune cam așa. Nu te uita decât la ce vezi tu cu ochii. Lasă tu biserică, lasă tu Biblia. Spun eu, vine foamea. Am auzit asta, cred că o aud săptămânal replica asta. O să vezi ce o să se întâmple. Dar eu când mă uit la cuvântul lui Dumnezeu, știți ce găsesc? Căci El va purta de grijă cui? El va purta de grijă copiilor Săi. El va purta... Noi am cântat în dimineața asta o cântare foarte veche. Atunci îți cânt Măreț Stăpânitor. Ce mare ești câteodată, ce mare ești când ai tu chef, o nu, ce mare ești tot timpul, cât ești de interesat de nevoile mele. Și vreau să-ți spun, Biblia ne transmite în textul pe care l-am citit mai devreme, că Dumnezeu nu se uită la dimensiunea nevoii noastre, ci Dumnezeu se uită
la ce ai. El nu vrea să-ți vadă, foai, de unde scot eu acum asta? Ce se întâmplă? Ce o să... Ce ai tu? Adu-l înaintea lui Dumnezeu. Cum ești tu? Vino înaintea lui Dumnezeu. Înmulțirea pâinii, de prea multe ori, cumva, sau crescând în biserică, de foarte multe ori am auzit mesaje, predici, cântecele, nu știu, ilustrații la școala duminicală despre 5 pâini și 2 pești care au hrănit 5.000 de oameni. De prea puține ori, personal, m-am gândit la rolul acelui băiețel care nu sta să se gândească, bă, scaraghios să mă duc să zic la 5.000 de oameni, uite, am și eu 5 pâini și 2 pești. Îmi place atât de mult versetul 6. Când Iisus îl întreabă pe Filip, știi ce zice Biblia? Iisus știa, spunea lucrul acesta ca să încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. În dimineața asta vreau să pleci măcar cu gândul ăsta. Iisus știe ce vrea să facă cu viața ta. Iisus știe soluția la circumstanțe din viața ta. Iisus știe. Și acum vă gândiți de unde le scoate ăsta pe astea. Împotriva planului lui Dumnezeu, împotriva gândului lui Dumnezeu pentru viața ta, vin niște minciunele. Și mi-am notat aici prima minciună. N-am cum. Prima reacție a ucenicului, în versetul 17, Filip, ce rost are? Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu banii pe care noi avem, învățătorule, n-ar putea ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Prima noastră reacție. Nu am cum. Nu am de unde. De prea multe ori ne uităm la circumstanțe, uitând să ne uităm la cine este cu adevărat Dumnezeu în dreptul nostru, uitând să ne uităm că Dumnezeu nu se uită sau nu are nevoie de 200 de lei a mei sau unde ești tot, 1000 de lei pentru renovare sau așa mai departe. Și Dumnezeu vrea să-ți vadă ce? Inima. Vrea să-ți vadă disponibilitatea. Doamne, dar 200 de lei... niște pâinicele, ce să facem cu ele? Nu. Resursele astea și astea sunt puține pe care le am. De ce să investesc? Așa cum spuneam mai devreme, Oti, mai bine merg în concediu, că oricum cu banii care i-aș da, nu s-ar termina renovarea bisericii. Ți-o strâns doar, cât ai zis, 4%? Doar 4%. Acum mai cu 1% de la mine, las că vedem noi ce facem din toamnă. Nu cred că asta e relevant. Și de altă parte, poate că sunt unii care se gândesc, ăștia nu știu realitatea în care trăiesc. De ce le trebuie lor renovare de biserică când noi avem săraci, când noi avem stresuri și așa mai departe. Și mi-am adus aminte când pregăteam mesajul ăsta de o soră care se numea, nu știu dacă mai trăiește, sora Ruica de la Igriș. Ea a fost plecase în America și când s-a întors din America, imediat după Revoluție, zice că a venit cu bani pentru săraci. Dar fiindcă Biserica Pentecostală din Igriș nu avea o locație într-o zonă bună, a fost provocată să dăruiască ca să cumpere Biserica Catolică, clădirea Bisericii Catolice, ca să se transforme în Biserică Pentecostală. Și sora Ruica zicea, frate, dar eu am venit cu bani pentru săraci. Și într-o zi, Dumnezeu i-a vorbit, cum, sora Ruica? A deschis Biblia care, și a găsit versetul care spune, pe săraci când îi aveți? Câteodată. Înainte de Paști și de Crăciun. Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi. Și a înțeles că ăla-i mesajul pentru ea. Așa că în dimineața asta, dacă ești aici și te-ai gândit măcar o secundă ce le trebuie la ăștia renovare, poate că ți-am răspuns eu. Pe săraci ai totdeauna cu tine. Dar important este ca să creăm un mediu propice. Ca oamenii să vină cu bucurie și să beneficieze și de confort. Cultivând cultura n-am cum, vreau să-ți spun un lucru. Îți prezic viitorul tău. Faliment. Atunci când constant tu spui, dom'le, n-am cum, aia nu-mi place... Uite-te cum cântă ăla la orgă. Tu știi că eu am 17 premii câștigate? Dar de ce nu vii să spui?
n-am cum că ăsta are experiență la biserică. Vreau să vă spun, cultivarea culturii n-am cum îți va duce faliment. Și când poate te trezești spre finalul carierei tale să te uiți în spate, spui, Doamne, cât potențial ai pus în mine și l-am mirosit. Cât potențial am pus în mine și l-am mirosit. A doua mare minciună este, nu are rost. Ar fi o variantă, dar oricum nu-i de folos. Ucenicul Andrei în versetul 9 vine și spune, auzi învățătorul, e aici un băiețel, are și el 5 pâini și 2 pești, dar de fapt stai că vorbesc, scuze, n-are rost. Ce sunt acestea la atâția? N-are rost, pentru ce să mai... Lasă, mai bine lăsăm pe ăsta să meargă mai departe. Andrei un pic mai bine decât Filip. Nu vine și vede doar problema, dar zice, totuși, ce rost are? Ar fi o variantă să mă implic? Auzi că e nevoie de oameni la primire, dar eu sunt unul, eu am nevoie de 20. N-are rost. Văd de treabă. Vin, consum, nu-mi convine, imediat scriu pe Facebook, scot telefonul. Auzi că e 12, hai acasă. Aș vrea să dau, dar voi nu știți ce vremuri vin. Vreau să vă spun că Romani 8:31 spune, ce vom zice noi în fața acestor lucruri? Poți să mă ajut să afișez dacă vrei. Romani 8:31. Dacă Dumnezeu este pentru cine? Pentru noi. Cine va fi împotriva noastră? Vreau să-ți spun că dacă diavolul încearcă să te mintă, cu n-are rost și n-am cum, vreau să-ți spun, citește versetul ăsta și gândește-te la el săptămâna asta. Dacă Domnul e pentru mine, dacă Dumnezeu mi-a promis că mă vrea acolo, eu vreau să-ți spun, cine poate să stea împotrivă? Cine poate să-ți zică n-are rost? Pentru că Dumnezeu este pentru tine. Dumnezeu este pentru tine. Imaginea lui Andrei. Iisuse, eu ți-am găsit o soluție, dar totuși n-are rost. Eu am adus băiețelul, dar mi-am dat seama că vorbesc prostit, 5 pâini, ce-s astea 5.000 de oameni. Vreau să vă spun că n-are rostul, te poate duce într-o zonă de pustie în viața ta. De ce să merg la grupa de casă că-s 12 acolo? Cu sau fără mine, oricum nu contează. De ce să merg la rugăciune miercurea, că oricum se iau la IHOP și fac o treabă foarte bună, mai mă duc și eu acolo? Dar de ce să mă duc oriunde? Și tot timpul găsești câte o scuză, câte o metodă super spirituală de a nu te implica. N-are rost, n-am cum, de ce să mă duc? Sau dacă mai sunt lucrări, spunea Dana că sunt o mână de fete care fac lucrul ăsta, eu vă spun ca unul care am 3 copii acasă, că e greu cu copii mici, e și frumos, dar și greu, nu știu exact să-ți spun care-i paritatea, dar eu vreau să vă spun, nu vrei să știi cât de mult poate aprecia o mămică, că cineva o lasă, știi cât? 30 de minute. 30 de minute. Și spui, ha, mă, spun eu, am 3 acasă, deci am experiență. Iisus ne învață cum trebuie să umblăm. Versetul 11. Iisus a luat pâinea. Și ce a făcut? A rupt-o repede. Iisus a luat pâinea, a mulțumit lui Dumnezeu și a împărțit ucenicilor. Când umbli în spiritul, când umbli în spiritul de mulțumire, viața ta se schimbă. Când cultivi mulțumirea ca mod de viață, când cultivi mulțumirea ca mod de viață, cu siguranță atitudinea ta, relațiile tale, slujirea ta, umblarea ta va fi cu totul și cu totul diferită. Proverbe 15:15 spune că toate zilele celui nenorocit cum sunt? Rele. Dar cel cu inima cum? Spuneți voi, cel cu inima cum? Mulțumitoare are ce? Un ospăț necurmat. Când umbli în mulțumire,
Ești invincibil pentru că inima ta e protejată, pentru că inima ta trăiește într-un ospăț necurmat și, ca să traduc în românește, umblă în lipsă totală de ofensă. Nu poate fi ofensată. Unde sunt? Slavă Domnului! Sunt bucuros. Iisus nu s-a uitat la mulțime. 5.000 de oameni. Iisus s-a uitat doar la Dumnezeu și a spus: Doamne, îți mulțumesc. Doamne, am 5 pâini și 2 pești. Te binecuvintez în dimineața asta. Doamne, nu știu cum o va fi. Nu știu ce o să fie în septembrie. Dar în august am ce pune pe masă. Doamne, îți mulțumesc pentru asta. Doamne, nu știu ce va fi în decembrie. Dar de ce să mă gândesc eu decembrie când mă gândesc la 8 august sau 7 august? Eu astăzi îți mulțumesc. Pentru că umblu într-un spirit de mulțumire. Iisus nu s-a gândit: dar dacă nu se înmulțesc pâinile, ce o să zică ăștia? Și Iisus a fost sigur că Tatăl Său îi va asculta rugăciunea. Tată, îți mulțumesc pentru resursele mele. Poți să spui în dimineața asta: Doamne, îți mulțumesc pentru ce mi-ai dat. Crezi că ai mai mult decât meriți? Crezi că ai mai mult decât meriți? Crezi în dimineața asta că Dumnezeu a fost mai bun decât meritai? Crezi în dimineața asta că Dumnezeu a fost mai bun decât meritai cu tine? Poți să spui amin, că nu-i păcat. La lumina putem să spunem amin. Doamne, îți mulțumesc. Am mulțumit și a dat. Am mulțumit și a dat. Și în toată nebunia pe care noi o trăim astăzi, în toate storiurile, și vreau să vă spun, nu predic în era modernă, știți că în era trecută unii predicau batic și, nu știu, fustă, și acum era în modernă, predică rețele de socializare. Nu vreau să predic rețele de socializare, dar vreau să vă spun un lucru. Ce promovezi tu s-ar putea ca pentru alții să fie o problemă. Cunosc câteva personalități creștine care fac, cred că, cel puțin 50 de story-uri. Nu mă interesează, dar vin oameni și îmi povestesc. Și când tu postezi că ești numai în concedii foarte extravagante, dar vii duminica la mine și îmi predici, îmi cânți cu batic, s-ar putea să ai o problemă. Nu te uita și nu te lăsa ghidat de story-uri. Lasă-te ghidat de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iisus știa ce are de gând să facă. Iisus știa sigur că oamenii vor fi săturați. Iisus știe că tu vei fi bine. Atunci când ce faci? Cultivi un spirit de mulțumire, îl asculți pe Dumnezeu și împlinești. Și împlinești cultura asta. Doamne, vrem să vedem mai mult. Și în momentul în care îi mulțumești lui Dumnezeu pentru sezonul în care ești, ceva se întâmplă diferit. Ești mai repede. Și vreau să vă spun că sunt prieten cu Sani din 2009 și de câte ori venea la mine și îmi spunea: mă rog ca Domnul să mă bage prin cuptor să curățească tot ce e necurat la mine. Eu eram: Doamne, să nu... Vezi că numai Sani a zis: Doamne, eu nu vreau cuptoare și curățenii. Dar vreau să spun că oricât m-am luptat și nu mi-am dorit să trec prin voi sau prin încercări, ce credeți? Voile au venit oricum. Încercările au venit oricum. Circumstanțele care nu mi le-aș fi dorit să vină au venit oricum. Dar știți ce e important? Să-i mulțumești lui Dumnezeu și în vale. Pentru că întotdeauna după o vale urmează și un deal. Pentru că întotdeauna Dumnezeu pregătește ceva bine pentru tine. Pregătește ceva bun pentru tine. Doamne, dar cum să fac asta? Mulțumește lui Dumnezeu. Și în dimineața asta te invit să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru circumstanțele și sezonul în care ești. Că El acolo vrea să-ți aducă ceva proaspăt. Că acolo în vale Dumnezeu poate să pună. Că acolo când inima ta este zdrobită, Dumnezeu poate să toarne har. Că acolo când inima ta nu mai are chef de nimic, Dumnezeu zice: ok, na, acum ești gata cu agenda ta. Na, acum hai să-ți spun eu ce ai de făcut. Pentru că acolo unde vă este ce? Inima voastră, acolo ți-e și comoara.
Dumnezeu știe ce are de gând să facă cu tine. El nu este surprins de circumstanțele exterioare. Dumnezeu știe că are un plan bun cu tine. Poți să-i dai un gând, Costi, la vecinul tău, spui. El are un plan bun cu tine. Dumnezeu are un plan bun cu noi. Chiar dacă noi nu-L vedem astăzi sau nu-L înțelegem astăzi, însă întotdeauna Dumnezeu are un plan frumos cu tine. Și este gata să te crească, să te binecuvânteze. Și atenție, nu doar ca tu să zici, Domnule, sunt bine, ci ca să-ți dea să dai la alții. Să fie o binecuvântare și pentru cei din jurul tău. Nu doar să fii un băiat fain care doar consumă sau o doamnă care doar vine să consume de la casa lui Dumnezeu. Versetul 11 este extraordinar. După ce a mulțumit Iisus, ucenicii trec la treabă. Dar îmi place atât de mult că spune acolo versetul 11 și le-a dat câte un cap de pește, câte o jumătate de pește. Le-a dat cât au voit ei. Să mergi fără mâncare, să mergi fără resurse, să mergi împotriva tuturor sfaturilor din jur și a știrilor pe care le auzi la televizor sau la noutăți, la știri, și să înțelegi un lucru, că Dumnezeu și în pustie nu-ți dă cu țărâita. Le-a dat din pești cât au voit ei. Versetul 14. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat, acesta cine este? Prorocul. Când oamenii ne vor vedea pe noi că trăim, nu pe ce vedem în jur, ci pe ceea ce spune cuvântul Dumnezeu, știi ce o să zică oamenii? Cu adevărat, oamenii ăștia umblă cu Dumnezeu. Câți dintre voi vă doriți ca cei de anturajul vostru să zică cu adevărat Adi umblă cu Domnul? Cu adevărat Marcel umblă? Cu adevărat Dorin umblă cu Domnul? Cu adevărat Mira umblă cu Domnul? Atât de mult ne dorim asta, ca oamenii să vadă ceva diferit în noi. Ca oamenii să zică, mă, ceva e ciudat cu ăștia. De unde au? Cum au? De ce tot timpul sunt veseli? În mijlocul tuturor circumstanțelor în care trăiești, oamenii să vadă că umbli cu Domnul. Oamenii să vadă că umbli cu Domnul. Lucrarea ta, rugăciunea ta, slujirea ta, inima ta, să fie văzută de oameni din jurul tău. Nu fi rece și distant. Deschide-ți inima ca oamenii să te cunoască. Ca oamenii să zică, mă, ce are omul ăla, vreau și eu. Mă, cum vorbește aia cu soțul ei, vreau și eu să mă comport așa. Doamne, ajută-mă. Sau cum se comportă un tată grijuliu cu bebelica lui. Vreau și eu să încerc asta. Deși mi-e frică să-l iau în brațe. Vreau să-ți spun ceva. Și vineri spuneam la club că ceea ce ești strigă atât de tare la mine, încât ce? Nu aud ce spui că ești. Oamenii se uită la ce faci, nu la cine le spui tu că ești. Oamenii se uită la cine ești tu în acțiunile tale. Îmi aduc aminte, pe vremea când eram antreprenor, în vânzarea hainelor. Și nu știu câți dintre voi mai știți ce e aia, bazarul din Timișoara de pe Brâncoveanu. Și mă ducea molul de pe vremea tinereții mele și țin minte că m-am dus cu camioneta să duc ceva. Atât aminte am avut și eu că m-am dus tocmai sâmbăta, într-o zi full. Și ajung acolo cu camioneta, descarc ce aveam de descărcat și când să plec, lăsesem de la un prieten, împrumut mașina Nata, Domnul să-l binecuvinteze pe Nata și să-l vindece, cineva poate să zică amin. Și Nata asta avea o camionetă care când virai, spatele ieșea de pe traiectorie. Și era verișorul meu Florin și mă ghidea, dă-i, 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 dă-i. Și eu, când am dat, am spart stopul unei mașini parcate. Mă uit de jur împrejur, nimeni. Mai stau 5 minute, nimeni. Zic, bă, plecăm. Și las un bilețel. Știi ce fain bilețel să găsești în parbriz? Eu ți-am spart stopul, scuze. Și-a lăsat numărul de telefon. Am pus în parbriz și am plecat. După vreo
cred că 3 luni de zile la biserică, vine la mine un tip și zice, să știi că ești pocăit. Cum ți-ai dat seama? Eram în bazar acum 3 luni de zile și mă uitam să văd ce faci, că am văzut că e spart la stopul. Și hai să văd ce face ăla de ține timpul de rugăciune tot a doua duminică. Și zice, și am văzut că ai lăsat bilețelul. Deci vă spun sincer, am rămas pe bune. Credeți-mă că m-am uitat atent să văd dacă văd pe cineva. Nimeni. Vreau să-ți spun, ce faci strigă atât de tare încât nu te auzi ce spui că faci. Și merg mai departe și n-aș vrea să fiu foarte lung în dimineața asta, că deja știu că vă gândiți ca și alții la mâncărică, însă de fiecare dată când te încrezi în puterea lui Dumnezeu, vei vedea mâna lui Dumnezeu. De fiecare dată când spui, Doamne, aici am faliment, aici nu mai știu ce am de făcut, aici nu mai înțeleg, dar știu că Tu înțelegi, Dumnezeu va face asta. Și vreau să vă spun 4 lucruri care m-au impactat de la acest băiețel. Cineva a vegheat ca el să aibă pâine și pește în traistă. Știi ce înseamnă asta pentru noi astăzi? Nu te opri din a uceniciza. Nu te opri din a veghea pentru cei care Dumnezeu ți-a încredințat. Și dacă spui, Doamne, eu nu predic, nu sunt la primire, dar ai copii. Dacă n-ai copii, ai nepoți. Dacă n-ai nepoți, ai vecini. Nu te opri din a semăna cuvintele bune ale lui Dumnezeu în viața celor din jurul tău. Biblia nu-i consemnează niciunde numele. Nu știm cum l-o chema pe acel băiețel. Dar vreau să vă spun că eu cred că după Domnul Iisus este unul dintre cele mai cunoscute personaje din Biblie. Și în toată lumea asta, probabil de 2000 de ani încoa, cineva predică despre un băiețel care a dat. Nu te agita să-ți faci reclamă. Nu te agita să te vadă lumea cine ești. Chiar dacă noi nu știm numele, omul ăsta a fost unul din oamenii cu cel mai mare impact, poate. Așa că slujirea ta, umblarea ta cu Dumnezeu, chiar dacă nu-i pe știri, Dumnezeu o vede, Dumnezeu onorează și alții sunt binecuvântați. 3. Disponibilitatea la sacrificiu. Nu s-a gândit copilul ăsta, păi bine mă, dacă eu le dau la ăștia acum pâinea, rămân și flămând, rămân și fără pești. Poate mă ceartă maică-mea că n-am adus firimitorile acasă. Nu, el a fost disponibil. Și a fost disponibil să se sacrifice. Acum 20 de ani, dacă spunea la biserică că am nevoie de 5 frați să mutăm, nu știu, o canapea, cred că aveam 10 când îi chemam. Astăzi, mai greu. Bun, și eu trebuie să mă pocăiesc, da. Astăzi, mai greu. Dar acest băiețel a fost disponibil să se sacrifice. Disponibil să dea ce? Tot ce a avut. Am 5 pâini, am 2 pești, nu știu dacă o să fie folositor, dar i-ai. Un alt lucru major, băiețelul ăsta a avut curaj. A avut curaj să meargă și să spună, hei, am și eu ceva resurse aici. Uite, sunt aici și am 5 pâini și 2 pești. Uite, eu sunt aici, dacă cumva crezi că mă pot integra și eu undeva în biserică, sunt aici. Dacă cumva crezi că poți să te ajut, mămico, care ești cu nervii la pământ sau cu emoțiile la pământ, sunt și eu aici. Nu anticipa tu ce crezi tu că ăla crede. Ci ai curajul, cum a avut acest băiețel, să meargă la îndezi, zică, hei, ucenicule, am și eu aici. M-am 5 pâini și 2 pești. Nu-s nimic, știu. Dar uite, eu asta am, asta duc. Dumnezeu se așteaptă de la mine și de la tine să avem curajul de a scoate la lumină darurile pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Și dacă cumva ești și spui, săracul ăsta, nu știe ce vorbește, că eu n-am niciun dar, vine la sfârșit și găsesc eu unul.
Pentru că e doar o chestiune de timp sau doar că nu vrei să-ți vezi darul pe care Dumnezeu l-a pus în viața ta. Într-o dimineață mă gândeam, hai să trimit un mesaj la cineva care știam că de multă vreme are probleme cu spatele. Și am trimis mesaj, mă rog pentru tine și Dumnezeu să se atingă de spatele tău. Cred că în după masă m-a sunat și m-a ținut 2 ore la telefon să-mi spună, cum ai știut tu să-mi spui tu azi dimineață când eu eram, nu mai vreau să trăiesc de dureri de spate? Și cum ai știut tu să-mi scrii mie că Dumnezeu să mă atingă? Și cum vine asta? Și de ce ai făcut asta? Dar de atunci mă simt mult mai bine. Vreau să-ți spun ceva. Suntem atât de familiarizați cu foarte multe lucruri bune încât nu ne mai uităm la 5 pâini și 2 pești. Ești atât de sătul, le știi pe toate, ai resurse, dar zici, bă, mai trimit eu acum la Vasile mesaj, la Marcel mesaj, mă rog pentru tine. Oamenii așteaptă, dar tu doar trebuie să fii cum? Disponibil. Și să ai curajul, așa cum a făcut băiețelul ăsta. Auzi, ucenicule, eu nu știu care-i treaba, dar uite ce am eu. Nu știu ce ai tu, dar uite ce am eu. În dimineața asta nu vreau să supăr sau să sperii pe nimeni, dar vreau să spun că Iisus este în control. Iisus știa ce are de gând să facă. Iisus nu este surprins nici de bomba Rusului, nici de criza energetică, nici de faptul că tu te gândești că păcatul pe care l-ai făcut nu ți-l mai poate ierta nimeni. El nu este luat prin surprindere. Iisus nu-i luat prin surprindere, dar El așteaptă să vii acolo și să spui, vreau să fiu disponibil, vreau să mă sacrific, vreau să am curaj să fac ceea ce tu vrei să fac. Întreaga lume, întreaga creștinătate știe despre un băiețel care a fost disponibil, a cărui nume nu-l știm. În dimineața asta te întreb, chiar vrei să treci viața asta ca gâsca prin apă? Chiar vrei să nu lași nicio urmă după tine? Chiar crezi că nimeni nu poate vedea un potențial în tine? Eu vă spun un lucru. Verificați-mă în Biblie și veți găsi cu siguranță o zonă în care Dumnezeu vă va vorbi să activați. Nu mai e vreme de consum. E vreme și de a da mai departe. Doamne, vreau să dau ceva. Doamne, băiețelul a dat 5 pâini și 2 pești. Ăla vine și spune, n-are rost, am 200 de lei, ce pâine cumpărăm? Ce să facem noi? Doamne, vreau să fiu disponibil. Vreau ceva mai mult. Și vreau să vă spun că de fiecare dată când îl provocați pe Dumnezeu și îi arătați credincioșie, Doamne, nu știu de unde să încep, dar uite, eu încep de aici. Asta pot, asta fac acum. Dumnezeu va onora, Dumnezeu va binecuvânta și Dumnezeu îți va lărgi teritoriile. Și nu trăi într-o amăgire, bă, eu am o chemare mare. Domnul mie mi-a zis ceva mare de tot pentru mine și aștept să vină. Lasă, frate, așteptarea. Unde ești? Cu ce ai? Apucă-te de treabă. Băiețelul ăsta n-a avut nicio treabă. S-a dus plin de curaj și a zis, hei, am 5 pâini și 2 pești. Nu s-a gândit că el va muri de foame. Nu s-a gândit, oare ce o să mi se întâmple mie dacă nu o să mai am eu mâncare? Ci el a vrut cu tot din adinsul să fie disponibil pentru un Dumnezeu care are toate resursele. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.